Noi considerăm că vinovații, cei care sunt responsabili de acest atac dur asupra libertății de exprimare, trebuie să fie trași la răspundere. Și noi considerăm că, și solicităm ca Procuratura Generală să intenteze dosar penal pe numele lui Vlad Plahotniuc pentru, pe mai multe articole din cod penal, inclusiv pentru uzurpare puterii în stat, pentru șantaj, pentru abuz de putere, pentru cenzură. Considerăm că această situație, acest atac asupra mass media din Republica Moldova din ultimele săptămâni a afectat imaginea Republicii Moldova, așa cum a afectat fix un an în urmă acel incident în pădurea domnească, legat de vânătoarea și participarea procurorilor, oamenilor de stat, demnitarilor de stat la acea vânătoare când a fost ascunsă o crimă. Și acest atac asupra mass media a generat o reacție foarte dură din partea comunității internaționale. Ieri am văzut declarația OSCE-ului, Uniunii Europene, Ambasadei Statelor Unite ale Americii, altor structuri internaționale, mai multor organizații neguvernamentale. Sigur că pentru faptul că imaginea Republicii Moldova a fost afectată foarte grav pe arena internațională, considerăm că trebuie să urmeze și consecințe. Toți executorii acestor ordine criminale date de Plahotniuc, toate șestiorcele lui de la Moltelecom, SIS, CCA și alte structuri trebuie să fie trași la răspundere. Toți trebuie să răspundă, să fie demiși. Ca societatea, ca toți ceilalți care ne privesc și urmăresc situația din Republica Moldova, monitorizează țara noastră, să știe că pe viitor nu vor mai avea loc asemenea încălcări și asemenea atacuri împotriva mass media din Republica Moldova. Trebuie să existe garanții foarte clare, foarte concrete, stipulate în lege, ca să nu se mai repete asemenea scenarii pe viitor, cu niciun post de televiziune. Și dacă țineți minte, un an jumătate în urmă, noi am atras atenția tuturor atunci când a fost retrasă licența postului de televiziune NIT, că dacă nu vor fi reacții din partea altor mass media, din partea societății civile, vor urma și alte posturi de televiziune. Și astăzi suntem martorii că așa și s-a întâmplat.